Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederea articolului 94 și 114 din regulamentul Camerei Deputaților republicat, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului privind măsuri fiscale și aprobarea și modificarea unor acte normative este supus atenției dumneavoastră. Senatul este prima cameră sesizată și a adoptat acest proiect de lege în 8 aprilie. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterea are corebet de reglementare, adoptare o măsuri economice fiscal-bugetare ca urmare a stării de urgență instituită de decretul președintelui numărul 195 din 2020. În conformitate cu prevederea 61 din regulamentul Camerei, membrii Comisiei au examinat proiectul lege mai sus menționat în ședința online din 22 aprilie. În urma examinării online a proiectului de lege și opiniile exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să propună Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Domnul președinte, doriți să luați cuvântul acum la dezbateri? Da. Sigur, nu aveți suflu necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect legislativ corectează ordonanța de urgență a Guvernului numărul 33 în sensul următor. Ordonanța de urgență numărul 33 acorda acele bonificații exclusiv pentru trimestrul anului 2020. Amendamentul depus de membrii grupului parlamentar PSD, ulterior adoptat de toți membrii Comisiei, și pe această cală doresc să le mulțumesc colegilor din celelalte grupuri parlamentare care și-au însușit acest amendament, aplică această bonificare pentru contribuabili și pentru trimestrul 2 și pentru trimestrul 3. Și mai este un lucru care trebuie menționat. Nu se mai face acea diferențiere între bonificațiile acordate întreprinderilor mari față de cele mici sau mijlocii. Bonificația este 10% pentru toată lumea. Și în plus, am mai introdus și micro-întreprinderile în această schemă de bonificare, pentru că ele erau exceptate prin ordonanța 33. Încă o dată mulțumesc tuturor colegilor care au votat acest proiect de lege și o să votăm proiectul de lege, cel puțin noi cei de la PSD, dar sunt convins că toată lumea îl va vota. Mulțumesc!